Doamnelor și domnilor, experimentul nostru continuă și, evident, continuăm turul ministerelor. Am ajuns la Ministerul Energiei, unde vom intra cu bunăvoința domnului ministru Burduja în cabinetul ministrului, astfel încât să vedem care sunt prioritățile noului ministru proaspăt instalat. Bună ziua, domnul ministru, bine v-am găsit! Ce faceți? Bine ați venit! Mulțumesc, bine! Dumneavoastră, cum sunteți? La treabă! V-ați instalat? Da! Aveți 5 minute stând de vorbă? Vă rog. Chiar și eu pe noastră. Cred că ne-am așezat bine sau nu știu, ne așezăm invers. Cum ne așezăm invers, da? Cum doriți, așa facem. Dacă tot facem în direct, măcar să vadă lumea că e tot în direct. Vă salut, domnule ministru, mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă. Și mulțumesc că ați venit pe la noi. Și în turul nostru, în viteză, prin ministerele importante ale României, practic am o singură întrebare. Care sunt... Haideți să spunem, dacă puteți să le definiți, cele trei priorități ale ministerului dumneavoastră, sub conducerea noastră, care sunt, de fapt, practic, primele trei măsuri, să spunem, urgente, pe care le aveți de adoptat și de pus în practică. Mulțumesc pentru întrebarea, domnule Ciutacu, și faptul că ne vizitați. Sigur că toți românii își doresc o energie cât mai ieftină. Atât pentru consumatorii casnici, asta ne interesează pe toți că ne vin facturile la finalul lunii, cât și pentru companii, pentru că asta înseamnă competitivitatea economică a României. Cu cât avem un preț la energie mai scăzut, cu atât companiile românești se vor descurca mai bine în raport cu competitorii în Uniunea Europeană și din restul lumii. Asta înseamnă că trebuie să avem producție autohtonă românească de energie cât mai ieftină, cât mai bună și o diversificare a surselor pe care le avem. Adică să nu depindem doar de resurse din anumite părți ale lumii. Și de asemenea o diversificare pe tipurile de energie nuclear, energie regenerabilă, gaze naturale și așa mai departe. Pe termen scurt avem două jaloane din PNRR de rezolvat cât mai curând. Estimez că unul se va rezolva în două săptămâni, e vorba de centralele termoelectrice din Constanța, Arad, Craiova. Celălalt e legat de o schemă de sprijin pentru hidrogen. Acolo probabil va trebui să relansăm și în aproximativ 2-3 luni să închidem și celălalt jalon din cea de plată 2. Asta e prioritatea 0 pe termen scurt, pentru că înseamnă niște bani care trebuie să ne vină de la Uniunea Europeană. Pe termen mediu și lung trebuie să continuăm marile proiecte strategice. Pe zona nucleară, știți bine, parteneriatele strategice, retehnologizarea unității 1, să extindem durata de viață, unitățile 3 și 4, asta în primul rând cu partenerul strategic american, dar sunt implicate state și din Uniunea Europeană, și Canada, și Japonia, și Coreea de Sud, plus zona de exploatare a gazului natural din Marea Neagră, perimetrul Neptun Deep, unde OMV și Rompetrol urmează să anunțe faptul că pornesc acolo o investiție. Când se întâmplă să iasă gaz de acolo, să intre pe țevile din Marea Neagră? Probabil la nivelul anului 2027. Deja se exploatează gazul din Marea Neagră, știți bine, dar doar în perimetre care sunt apropiate de țări, de către compania Black Sea Oil and Gas. Deci asta se întâmplă. Intră în sistem în momentul ăsta 1,2 miliarde de metri cubi de gaz natural în rețea. Vorbesc de menținerea prețului, pe cât se poate, la energie, în special pentru consumatorii casnici, dar evident că e valabil și pentru cei industriali, la un preț decent. Anul trecut a fost un an, hai să spunem, aproape dramatic, până când a fost nevoie ca guvernul, din care făcea și dumneavoastră parte, să ia niște măsuri disperate, astfel încât să se poată plafona energia la un anume preț. Da? Între timp, înțeleg că piața europeană relativ s-a stabilizat și s-au petrecut chiar și scăderi ale tarifelor de diverse tipuri de combustibili. Nu există riscul ca cu românii să plătească mai mult decât face energia electrică sau gazele naturale în contextul în care, repet, anumite piețe au scăzut? Nu există acest risc, de altfel eu am insistat să păstrăm deocamdată măsurile de plafonare, pentru că prețurile pe piața liberă încă sunt peste acest plafon. Sigur că dacă ele scad, se va plăti prețul de pe piață, nu este o problemă. Este important să spunem. Deci nu se pune problema ca românii să rămână blocați într-un anume tarif fix în contextul problemă. În care tariful de pe piață ar putea să ajungă sub cel plafonat. Corect, da? Nu se pune această problemă. Întotdeauna vom merge pe varianta cea mai avantajoasă, cea mai ieftină. Schema de plafonare cât mai e valabilă? Este în acest moment până în 2025. Sigur că trebuie evaluat ce resurse avem în buget. Asta e o discuție cu Ministerul de Finanțe. Și
De asemenea, efectele indirecte, pentru că e ușor de scos o anumită măsură de sprijin, dar care sunt consecințele? Dacă vorbim de companii românești care dau faliment sau care nu mai pot să-și plătească salariile și dau oamenii în șomaj, sigur că e o consecință nedorită în economie și atunci e un echilibru care trebuie realizat. Domnul ministru, una dintre spaimele românilor și nu doar ale lor, pentru că e cumva indusă de afară, este cea, dacă vreți, punem între ghilimele, teama de blackout. Există în România un risc ca la un moment dat să se stingă tot curentul și să trăim vremuri apocaliptice? Asta e un subiect, gestiunea de Transelectrica. Transelectrica, e adevărat, e la Secretariatul General al Guvernului, dar le voi solicita o evaluare în acest sens. Eu sunt în a treia zi de mandat. E un risc pe care l-am văzut și eu semnalat în mediile publice. Sigur că trebuie investiții în rețeaua de înaltă tensiune, de medie, de joasă, dar lucrurile acestea le voi vedea în urma unei evaluări. Dar capacitatea de producție și eventual de import avem astfel încât să existe suficientă cantitate de energie, astfel încât toți consumatorii... Da, în acest moment, și știți bine, România e între țările europene cu un mix energetic foarte divers și foarte puțin dependent de resurse din afara României. Ceea ce este un mare avantaj, mai mult decât atât, ca să citez un ministru din Republica Moldova, noi am ținut lumina aprinsă și pentru frații noștri de peste Prut.